Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Astăzi continuăm seria noastră de emisiuni pe tema implicării creștinului în viața publică și venim în fața dumneavoastră cu o temă legată de creștinul implicat în politică și creștinul neimplicat în politică. Bineînțeles, și de data aceasta vă aducem în fața dumneavoastră un invitat, un prieten al nostru și îi spunem un venit domnului Ciprian Gheorghe Luca, teolog, profesor. Domnule profesor, bine ați revenit în emisiune. Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm să stăm din nou la aceeași masă, din nou față în față, din nou gata să punem în fața telespectatorilor noștri două principii de viață, două modele de gândire. Și în seara aceasta continuăm emisiunea de data trecută pe care am făcut-o împreună cu dumneavoastră și anume despre implicarea creștinului în viața publică sau neimplicarea creștinului. Aș spune că încercăm de data aceasta să mergem un pas în sus și anume vorbim despre politică, despre creștinul care se implică sau face politică și creștinul care nu face politică. Ceea ce încercăm în seara aceasta împreună cu dumneavoastră este să vedem ce spune Sfânta Scriptură despre implicarea creștinului în politică sau despre creștinul care face politică, ca să folosesc un termen foarte uzual. Cum ați defini în câteva cuvinte politică? E o întrebare esențială al cărei răspuns contează foarte mult în ceea ce urmează noi să discutăm în această seară. Ce înseamnă să faci politică? Conform definițiilor de manual sau de dicționar, politica este o știință și o practică a guvernării unei țări, a unui stat, a unei națiuni. Totodată, ea reprezintă și o sferă de activitate social-istorică care însumează relațiile, orientările și manifestările care apar între anumite grupuri sociale, între diferite categorii de oameni, între partidele politice, națiuni și așa mai departe. Acum, din punct de vedere al definiției de manual, scopul politicii este emanciparea conceptelor proprii, a ideilor sau a ideologiei proprii în lupta pentru putere sau supremație ideologică. Adică acea politică mare sau politică de stat urmărește mai mult decât simplul bine al cetățenilor, urmărește puterea, urmărește dobândirea mecanismelor de putere care pot contribui la impunerea unei anumite viziuni asupra lumii. Asta este definiția de manual. Acum, în funcție de spațiul cultural, social, geografic chiar, în care oamenii locuiesc, a face politică poate să însemne cu mult mai mult. Spre exemplu, în vechime, în Israelul de odinioară, nu putem vorbi despre a face politică în același sens în care vorbim astăzi. Israelul era o monarhie, ba chiar o teocrație, în care Dumnezeu conducea poporul prin regele uns de el și prin profeți. Oamenii nu votau, oamenii nu își exprimau opțiunile politice, orice dușman al lui David era considerat un dușman al lui Dumnezeu și al țării. Lucrurile erau foarte simple din punctul ăsta de vedere. Am trăit zeci de ani într-un regim opresiv comunist aici în România și a face politică în vremea comunismului ar fi însemnat a te face părtaș unui regim dictatorial opresiv, a contribui cumva la nedreptatea pe care regimul respectiv o implementează sau o face la nivelul societății. Nu cred că vreun creștin ar fi văzut ca fiind voia Domnului să fie parte a aparatului de stat sau aparatului comunist, nu? Partidului comunist, implementând ideologia partidului respectiv ca politică de stat. Dacă vorbim însă de societățile democratice, a face politică înseamnă și altceva. Noi, în România, suntem într-o societate democratică, o societate europeană, este europeană, de factură pluralistă, democratică și avem anumite drepturi cetățenești. În sine, noțiunea aceasta de cetățenie, de cetățean,
este foarte importantă. Unul dintre drepturile noastre cetățenești este votul. Ori un creștin, ca și cetățean sau în calitate de cetățean, are acest drept și aș îndrăzni să spun chiar această datorie civică de a vota. E, asta înseamnă să faci politică. În momentul în care votezi, faci politică. În momentul în care îți exprimi opțiunea pentru un anumit candidat sau un anumit partid care reprezintă cumva și viziunea ta asupra vieții, faci politică. Cineva s-ar putea să spună, da, dar eu nu votez. Uite, tocmai de asta nu mă duc la vot. Deci n-am fost la vot și nici nu mă duc la vot ca să nu fac politică. Creștinul n-ar trebui să facă politică. Și nemergând la vot, faci politică. Pentru că prin nevot sau prin neparticiparea la vot, practic, tu susții indirect un anumit candidat sau un anumit partid care beneficiază de pe urma lipsei de vot din partea ta ca să câștige alegerile respective. Și oricum, și dacă n-ar fi așa, tu îți exprimi o viziune politică. Aș mai adăuga faptul că prin politică putem înțelege și participarea la gestionarea administrativă a urbei, a cetății. Primarul se alege politic, consilierii la fel, dar problema sau treaba primarului și a consilierilor în administrarea bunurilor cetății și a bunului mers al orașului sau comunei respective este oarecum diferită politic de treaba parlamentului sau, mă rog, a parlamentarilor sau a guvernului sau a președintelui, care dă la nivel de viziune macro, da, la nivel de politică, tonul și care până la urmă gestionează, conduce, guvernează o întreagă țară. Deci ce înseamnă să faci politică? Politică înseamnă să-ți exerciți drepturile cetățenești, să votezi, spre exemplu, sau să ai preferințe politice sau să participi ca membru într-un consiliu de administrație undeva. Politică înseamnă și planul administrativ al cetății, al urbei, gestionarea, gospodărirea orașului. Politică înseamnă și promovarea unei ideologii care urmărește acapararea puterii în stat și politica aceea mare pentru funcțiile majore în stat. În care sau despre care dintre aceste categorii vorbim este foarte, foarte important. Și la fel de important, așa cum sublineam, este contextul social și politic. Una este politica astăzi în România, alta a fost politica în România acum 30-40 de ani, viața politică. Ce pot să spun este că nimeni nu poate rămâne nepolitic sau apolitic. Inclusiv prin opțiunea de a nu participa la viața publică, politică, avem practic o opțiune politică. Dar înainte de a merge mai departe, să vedem până la urmă unde vom ajunge cu dezbaterea aceasta, aș vrea să vă aduc un argument legat de implicarea în politică, de a face politică sau nu face politică. Se știe foarte clar și vedem asta uitându-ne simplu în jurul nostru, că politica este legată, cel puțin spațiul, să spunem, balcanic în special, unde așa, prin moștenirea aceasta istorică, tot ce a însemnat politică a fost asociat cu trădare, cu minciună, cu corupție, cu manipulare, cu promisiuni false, tot felul de idei dintre acestea și, bineînțeles, fapte care nu au nicio legătură cu valorile iudeo-creștine. Discuția este, din nou, foarte importantă, dar în același timp și foarte nuanțată. Primul răspuns pe care l-am oferit în debutul emisiunii, întrebării dumneavoastră, a avut ca scop tocmai această nuanțare a complexității întrebării, ce înseamnă să faci politică, și această a doua întrebare sau a doua ipostază pe care noastră o prezentați este la fel de nuanțată și de complexă. Pentru că la fiecare din lucrurile amintite de dumneavoastră, să particip, să votez, să am un candidat și mai departe, există chestiuni biblice și teologice care ne oferă repere
de orientare. Și în unele cazuri, nu vreau să pară că uneori da, alteori ba, dar în unele cazuri chiar așa este. În unele cazuri un creștin e cazul să se implice, în altele nu. Aș începe prin a spune că îi înțeleg pe creștinii care sunt deranjați, frustrați, dezamăgiți chiar de viața publică și de viața politică, mai ales în contextul acesta balcanic de care ați amintit. Creștinii au un gust pentru puritate, pentru frumusețe, pentru frumos, pentru sfințenie. Și când văd corupția, când văd minciuna, când văd ideologia contrară Scripturii, prima lor reacție este, și e firesc să fie așa pe undeva, prima lor reacție este să clipească, să refuze, să gândească că e inoportun să se implice. Dar aș reaminti faptul că acei creștini care cred că e mai bine să se refugieze, să se izoleze în propria casă sau în propria comunitate de credință, trebuie să nu uite că păcatele din societate, păcatele din viața politică chiar, politică care înseamnă, în accepțiunea definiției date inițial, până la urmă gestionarea relațiilor în societate, între oameni, între grupuri, păcatele acestea din politică, din media, din economie, se regăsesc în noi înșine. Deci fac parte din firea noastră pământească. Nu scăpăm de ispitele, de capcanele, chiar de păcatele pe care le găsim în societate, nu scăpăm de ele în noi înșine. Și aici avem, dacă vreți, o întreagă literatură din sfera aceasta monahală a părinților deșertului, care s-au luptat chiar în pustiu, chiar în chilia lor, să spunem așa, cu ispite și cu păcate. Nu era niciun om în jurul lor, dar satana ispitește, și pentru că suntem oameni, aceste pofte ale cărnii, aceste lucruri care caracterizează societatea decăzută în sensul de fire omenească coruptă, ne traversează ființa fiecăruia dintre noi. Deci, a spune eu nu mă implic în viața publică, în cazul acesta politică, pentru că oamenii sunt răi, sunt mincinoși, nu spun întotdeauna adevărul, tind să trădeze și să te murdărească și să bagiocorească. Sistemul e corupt. Toate lucrurile astea ni se pot întâmpla și fără să ne implicăm, stând în propria sufragerie. Adică acesta nu cred că este un motiv. Dar dincolo de părerea aceasta, să spunem, de perspectiva aceasta personală, cred că ar trebui să cântărească foarte mult viziunea prezentată sau propovăduită de Domnul Iisus Hristos. Și viziunea Domnului Iisus Hristos este aceea că ucenicii săi, creștinii, sunt sarea pământului. Expresia aceasta nu se referă doar la partea spirituală, duhovnicească, la principiile, dacă vreți, teologice și atât. Se referă la viețuirea noastră în lume. Și înseamnă că noi, ca și creștini, ca și urmași, ca și ucenici ai Domnului Iisus Hristos, ar trebui să fim sare nu numai spiritual, ci și cultural. Cultural. Să impregnăm cultura noastră, cultura societății în care noi trăim, de mireasma de la viață către viață a Domnului Iisus Hristos. Din punct de vedere al vieții publice, al vieții politice, creștinii ar trebui să fie sarea vieții politice, a vieții cetății. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei ar trebui să aducă în viața publică, în viața politică, trăirea lor, viețuirea lor, perspectiva lor, care este diferită de cea a lumii. Perspectiva creștină, dacă vreți, teologia politică creștină,
indiferent de confesiune, este animată, este hrănită de o anumită subiectivitate care are la bază moartea sinelui pentru binele comun, pentru binele celorlalți. Renunțarea la sine, jertfirea de sine pentru binele semenilor, pentru binele oamenilor. Și aș face trimitere la una dintre cele mai apreciate și cunoscute scrisori, la unul dintre cele mai cunoscute documente ale începutului de eră creștină, și anume la epistola lui sau către Diognet, în care creștinii sunt descriși extraordinar din perspectiva aceasta a implicărilor în viața publică. Creștinii se confundă cu societatea în care locuiesc ca pelerini, dar se și disting de ea. Sunt foarte vizibili, pot fi văzuți ca purtători ai acestei teologii politice, a jertfirii de sine pentru binele celorlalți. Sunt simultan absenți și prezenți în spațiul public, și citez aici din epistola către Diognet: orice țară străină le este patrie și orice patrie le este ca o țară străină. Ce înseamnă să fim sarea pământului? Înseamnă să dăm gust vieții spirituale, vieții culturale, vieții publice. Înseamnă să fim un ingredient, un ingredient spiritual adăugat conduitelor, actelor, faptelor vieții publice. Și atenție, a fi ucenic, calitatea aceasta de ucenic, de discipol al lui Hristos, reprezintă, în opinia mea, cea mai înaltă formă de discernământ politic. Pentru că din prima, de la început, creștinii au făcut o afirmație cu un is politic extraordinar: Iisus Hristos este Domnul. Asta înseamnă nu cezarul stăpânește lumea, nu Roma este stăpâna lumii, ci Iisus Hristos, cel răstignit și înviat, este Domnul, este stăpânul. Asta este cea mai înaltă și cea mai rafinată formă de discernământ politic din câte există. Cred că inclusiv pe cruce, în Irâi, Iisus, da, Nazaretul, Rexul de Rom, da, este o declarație politică. Da, bineînțeles. Și faptul că Domnul Iisus ne numește sarea pământului, asta, așa cum susțineam și în emisiunea trecută, arată, pe de o parte, că noi nu suntem ai pământului. Chiar dacă suntem luați din pământ, noi nu suntem ai pământului, nu mai suntem ai lumii. Noi suntem în lume, dar nu aparținem lumii. Însă chemarea noastră la slujire, chemarea noastră de a-L urma pe Hristos, este o chemare atât afară din lume pentru a veni la El, cât și către lume pentru a fi purtătorii planului Său și misiunii Sale, și pentru a fi sarea pământului. Ca să întăresc ceea ce a zis, aș cita din nou versetul din Ioan 18 cu 36, care spune că dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici, spune Domnul Iisus Hristos. Să nu uităm că suntem în lumea lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu împărățește peste niște oameni scoși cumva din lume, o mică împărăție a lui, și lasă lumea de izberiște. Dumnezeu stăpânește peste întreaga creație, că lumea aceasta este a lui, și tocmai aici este problema păcatului, că în rebeliunea ei împotriva făcătorului, a creatorului ei, a izvorului ei de viață, lumea s-a compromis, a decăzut și a pus gândul la rău, și de aceea păcatul este urât și de aceea răul este rău, pentru că compromite puritatea și frumusețea intenționată de Dumnezeu și cu care Dumnezeu a înzestrat creația sa. Acum, așa cum am spus și în emisiunea trecută, atunci când ați amintit versetul acesta, da, împărăția
Domnul Iisus Hristos nu este din această lume, în sensul că ea nu originează în această lume. Ea nu este o împărăție de sorginte politică, nu este un construct politic pe care cineva și l-a imaginat, nu este o ideologie politică de acaparare a puterii și de a conduce lumea către o anumită viziune ideologică. Și cu siguranță ea nu s-a născut în lumea aceasta, ci îi aparține lui Dumnezeu. Este viziunea Creatorului, este viziunea lui Dumnezeu asupra lumii. Dar viziunea aceasta asupra lumii nu are de a face cu o lume paralelă, așa cum se vorbește acum și este la modă, statul paralel, the deep state și așa mai departe. Lucruri care, în opinia mea, sunt exagerate. Viziunea lui Dumnezeu nu este pentru o lume paralelă, este pentru creație, pentru lume. Și venirea împărăției lui Dumnezeu printre oameni are ca scop răscumpărarea, mântuirea lumii, mântuirea oamenilor, mântuirea, salvarea și răscumpărarea întregii creații. Prin urmare, da, ea nu a apărut în lumea aceasta, nu este produsul acestei lumi, nu este un produs politic obișnuit, ea vine din altă lume și prin puterea învierii Domnului Iisus Hristos, zorii acestei noi ordini mondiale, acestei noi împărății concepute de Dumnezeu s-au ivit, au mijit odată cu învierea Domnului Iisus Hristos. Asta ce înseamnă? Înseamnă că deși împărăția cu I mare nu urmărește interesul politic al acapărării puterii, deși împărăția nu se folosește de mecanismele politice corupte și meschine uneori care sunt în lumea aceasta, deși împărăția nu se limitează la o impunere a unei anumite ordini sociale, cu toate că ea rivalizează cu ordinea socială actuală, cu o contrazice cumva, este un fel de rezist, da? De rezistență, pentru că în biserică stăpânul de sclav și sclavul sunt frați și stau la masa Domnului împreună, ca să ne amintim de 1 Corinteni, de exemplu. Deci cu toate acestea, împărăția prin venirea ei și creșterea ei și dezvoltarea ei până va înghiți întreaga ființă, întreaga lume, are și consecințe, dacă vreți, social-politice. Acum, întrebarea era în lumina acestui fapt, a faptului că împărăția, da, nu este una politică și nu este din lumea aceasta și Hristos n-a fost un lider politic. Dar, pe de altă parte, viziunea cristică, viziunea lui Dumnezeu pentru lume include sau cuprinde inclusiv binele social, binele comun, binele politic, pe care politica, hai să spunem, de bună credință îl urmărește sau își propune să-l urmărească. Ce ar avea de făcut creștinul? Și aici sunt câteva lucruri pe care le-aș aminti, dacă dumneavoastră doriți pot să le și dezvolt ulterior, vă rog. Dar le-aș aminti pentru că mi se pare așa de importante. A fi sarea pământului, a fi în lume, dar nu din lume, înseamnă să adoptăm o distanță critică față de orice putere politică. Față de puterea politică favorabilă creștinilor și față de puterea politică nefavorabilă creștinilor. Interesant. Înseamnă să refuzăm să lăsăm discursul creștin, dacă vreți, și valorile creștine confiscate politic de un anumit candidat sau de un anumit partid sau de o anumită ideologie. Înseamnă să fim, să rămânem o voce profetică, indiferent de contextul politic, și ceea ce spun eu se aplică și statelor democratice și statelor nedemocratice, în care creștinii, ca pe vremea comunismului în România, erau prigoniți. Nu schimbă cu nimic lucrul acesta, ceea ce spun, să rămânem o voce profetică care spune adevărul în fața puterii. În engleză se spune speaking truth to power, da? Să spui adevărul puterii. În momentul în care creștinul și prin extensie biserica
se lasă anexată, aservită de către un partid politic, de către un candidat politic care pare să întrunească, să întruchipeze o mare parte a valorilor creștine, ca și cum prin asta vine împărăția lui Dumnezeu pe pământ, biserica nu mai este o voce profetică. Biserica, practic, se vinde în felul acesta. Ea nu mai poate să aibă obiectivismul necesar de a spune adevărul în față stăpânirii. Acum, stăpânirea este lăsată de Dumnezeu, dar tot din Scriptură citim că stăpânirile, puterile, da, stăpânirile, sunt corupte în mare parte, dar nu nerăscumpărabile. Ele sunt răscumpărabile, ele pot fi răscumpărate și viziunea lui Dumnezeu, aceea a șalomului întregii creații, este că în cele din urmă toate puterile vor fi supuse stăpânului, Domnului Iisus Hristos, și toți dușmanii vor fi învinși, dar nu prin măciucă, nu prin seceră și ciocan, nici prin pumn sau prin arme, ci prin puterea iubirii, prin puterea viețuirii în iubire. Deci, adaptarea și adoptarea unei distanțe critice față de orice putere politică, păstrarea acelui glas profetic care spune adevărul puterii, discernământul politic care izvorăște din calitatea noastră de ucenici a lui Hristos, pentru care El este stăpânul, nu X sau Y. Și vezi, Doamne, dacă nu este candidatul meu, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu se duce de râpă și vine sfârșitul lumii. Da? Și din punct de vedere, că astea sunt formulate cumva negativ, să nu. Da? Acum, din punct de vedere pozitiv, aș aminti o viziune specială asupra vieții politice sau publice, pe care Charles Péguy, un francez, o propune, și anume politica ca mijloc de participare al omului la creație. Un fel de participare la ceea ce în teologia creștină se cheamă creatio continua sau continua creația lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu lucrează, Duhul lui Dumnezeu modelează lumea. Da, creația din 7 zile s-a terminat, dar cumva lumea este în continuă prefacere, formare, destrămare și reformare, și fiecare ciclu istoric, fiecare generație participă la această facere, desfacere și refacere, replămădire a lumii. Și atunci modul nostru de a participa la această continuă creație a lui Dumnezeu, de a fi părtași creației lui Dumnezeu, este să lucrăm și să păzim grădina, este să adoptăm acest, tot Charles Péguy spunea, civism etern, adică să vedem în cetatea omenească a unor oameni care au o demnitate, hai să spunem, comună, au o identitate egală și o demnitate egală ca oameni, o imagine mai degrabă a împărăției lui Dumnezeu, care nu se confundă însă cu împărăția lui Dumnezeu. Deci, asta putem noi face ca și creștini. Mai mult, ca și creștini, vorbeam de distanță critică, trebuie să vorbim și să sancționăm public, să ne dezicem public de orice atitudine care contrazice și contravine valorilor creștine. Și aici aș aminti câteva lucruri. Pe de o parte, teonomismul. În sine, cuvântul teonom este un cuvânt bun, pentru că înseamnă că Dumnezeu este legea sau Dumnezeu face legea. Teonomismul vechi testamentar însă este o tendință pe care o vedem manifestată uneori în politică. În politica, hai să spunem, de factură mai degrabă radicală, fundamentalistă, în care cineva vrea cumva să impună societății actuale prin lege normele religioase ale Vechiului Testament.
Adică dacă în Vechiul Testament era ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, așa să fie și astăzi. Dacă în Vechiul Testament femeile ușuratice, oamenii care aveau o moralitate reprobabilă, să nu zic că erau imorali, erau condamnați la moarte, uciși cu pietre, așa ar trebui să fie. Și atunci suntem după voia lui Dumnezeu și în felul acesta societatea este dreaptă și Domnul Iisus domnește că facem voia Lui. Impunerea acestor norme vechi testamentare într-o societate democratică, pluralistă ca cea noastră de astăzi contravine spiritului creștin. Deși ea pare că întruchipează viziunea aceasta, nu spune, dar cum să fie? A fost să o realitate. Uite, Dumnezeu așa a făcut în Vechiul Testament și păcătoșii au fost exterminați. Așa ceva contravine însă spiritului creștin. De ce? Pentru că în Noul Testament manifestarea lui Dumnezeu față de oameni în Domnul Iisus Hristos n-a fost să-i omoare cu pietre pe păcătoși, a fost să îi ierte. Mă gândesc la femeia prinsă în adulter acum și se spune du-te și nu mai păcătui. De ce? Pentru că un păcătos mort nu mai poate fi mântuit. Nu mai rămâne mort și păcătos. Da? Deci teonomismul acesta, care dă de furcă din nefericire multora. Apoi filetismul. Filetismul este concepția socotită eretică în biserica creștină de toate confesiunile. Concepția care pune pe accent pe specificul particular în detrimentul binelui comun sau chiar deasupra binelui comun. Mai concret, mântuirea națiunii, a poporului, care este o chestie etnocentrică, adică eu și neamul meu și poporul meu suntem buni și trebuie să fim mântuiți, e mai presus de binele lumii și al semenilor. Dacă vrei să fii creștin, trebuie să fii neapărat naționalist. Deci filetismul acesta și tendința aceasta către un naționalism de extremă sunt foarte apropiate. Se mai întâlnește și pe la noi. Peste tot în lume se întâlnește. Ce mă uimește pe mine este că unii creștini se lasă cumva acaparați de acest tip de discurs, fascinați chiar unii dintre ei, spun, da, domnule, uite, candidatul acesta, partidul acesta apără patria, țara, națiunea noastră, gata cu globalizarea, gata cu asta, uite, împotriva imoralilor, nu mai dau nume acum de imoralități, că probabil oamenii știu la ce mă refer. Ăsta-l votez, domnule, că dar nu-și dau seama că de fapt cad în această capcană a filetismului și a naționalismului care nu este biblic. Da? Și apoi sunt alte câteva lucruri pe care le-aș aminti doar. Aici am comentat profesorul Daniel Barbu amintește în cartea sa Au cetățenii suflet despre câteva ispite pe care Alain Besançon le amintește inițial într-o carte de-a lui, ispite care vizează, e adevărat, mai degrabă biserica, chiar biserica instituțională, dar și îi vizează și pe creștini. Și ele sunt acestea: tentația antidemocratică, adică tendința de a ocupa o poziție de autoritate în acord cu incapacitatea regimurilor politice pe care le-a traversat. Tentația statolatriei, care este inclinația de a identifica și de a coopera cu statul, indiferent cine ar fi acesta. Adică, ce înseamnă statolatria? Înseamnă un fel de idolatrie a statului. Da? În momentul în care eu, ca și creștin, spun eu sunt român, politicile statului român de, nu știu, de purificare, de așa, asta mă reprezintă și asta înseamnă, domnule, să fiu creștin și candidez și apoi mă duc în fața fraților mei din biserică și spun, votați-mă pe mine că eu fac. De fapt, eu nu sunt omul lui Dumnezeu în cazul ăsta. Eu sunt un om politic care reprezintă această viziune statolatrică, da? Care preamărește cumva statul. Tendința istoricistă, care este cumva
voința de a subordona memoria creștină istoriei neamului și de a socoti vehiculului acestea. Adică, și îmi pare rău să spun, dar în unele cercuri chiar conservatoare, chiar tradiționale ale vieții publice, există această viziune. Îmi pare bine să constat că din ce în ce mai puțin, dar există, că vezi, Doamne, o anumită biserică sau o anumită confesiune este mijlocul de promovare, de continuare a culturii patriei sau a neamului românesc. Și apoi există, bineînțeles, tentația antipolitică, care înseamnă preferința pentru formulele ierarhice și nedeliberative de agregare politică și tentația unanimității. Asta mi se pare foarte periculoasă și trebuie să ne ferim de ea. Casarea pământului, da? Ce este tentația aceasta unanimității? Înseamnă predispoziția de a avea în toate spețele, în toate cauzele, nu numai ultimul, ci și singurul cuvânt. Cum spunem noi, cum spun eu ca și creștin, eventual cum spune biserica mea, trebuie să facă toată lumea. Atunci va fi societatea creștină când viziunea mea, cum citesc eu Biblia, se va impune tuturor oamenilor și orică ei cred, nu cred, nu contează. Când ce cred eu va fi norma în societate și eu voi avea singurul și ultimul cuvânt, atunci Dumnezeu va binecuvânta această națiune. Asta este o capcană, aș numi-o chiar cu riscurile de rigoare, eretică. Deci a fi sarea pământului, a înțelege că împărăția lui Dumnezeu nu este a acestei lumi sau din această lume, dar că ea schimbă din temelii lumea aceasta, inclusiv în aspectul ei politic, presupune, printre altele, și aceste lucruri pe care eu, poate mult prea lung, le-am amintit. Nu, a fost foarte bine și mă bucur că am lămurit încă o dată esența acestui verset. Ioan spune foarte clar, Domnul Iisus practic menționează foarte clar despre ce este vorba în împărăția lui Dumnezeu și despre ce este vorba în lumea aceasta. Iar o înțelegere greșită poate duce la erezii și a spune decizii greșite a fiecăruia dintre noi. De aceea am ales să discutăm din nou despre el. E foarte important. Problema este, și de asta poate am fost un pic mai nu mai pătimaș, dar puțin mai apăsat în ceea ce am spus. Problema este că aceste tendințe, uneori sesizate sau sesizabile, alteori nu, tendințele acestea, pe de o parte, compromit vestirea Evangheliei. Nu compromit Evanghelia, că Evanghelia nu poate fi compromisă, dar vestirea Evangheliei, credibilitatea noastră ca și creștini și ca și biserică, o compromit. Pot da naștere la anumite manifestări, evenimente și chiar acte de violență împotriva semenilor, pot duce la anumite acte de mare tristețe și chiar acte condamnabile care se săvârșesc, și sigur că noi ne dăm seama, domnule, dar cine face așa ceva nu poate să fie urmașul lui Hristos. Da, dar cei care nu sunt din aceeași biserică cu noi sau cei care nu cred în Dumnezeu sau cei care au altă viziune asupra lumii, poate chiar rivală cu a noastră ca și creștini și nu ne simpatizează, vor lua aceste gesturi care, repet, nu sunt caracteristice Evangheliei și unui om serios care îl urmează pe Hristos și vor spune, deci a fi creștin, chiar de factură într-un fel sau altul, da? Asta înseamnă. Înseamnă să dai cu pumnul în masă, înseamnă să-ți impui punctul de vedere, înseamnă să controlezi tu tot ca să îți impui viziunea ta. Ori nu asta înseamnă, și atunci defavoarea făcută de asemenea comportamente vestirii Evangheliei este una majoră. Motiv pentru care, pe de o parte, noi suntem chemați să trăim în dragoste și în pace, cât atârnă de noi, cu toți oamenii, să urmărim binele cetății în care locuim, pentru că de asta atârnă cumva și pacea noastră și viețuirea noastră. Și pe de altă parte,
să ne delimităm, să ne distanțăm foarte clar și vocal de tot ceea ce nu este specific credinței noastre, ca nu cumva cineva să ne bage și pe noi în aceeași oală, să zică, a, de fapt, despre asta, voi așa sunteți. Nu, noi suntem urmașii lui Hristos. Cu siguranță și dumneavoastră ați întâlnit în discuția aceasta despre politică, despre implicarea creștinului în politică, despre unii care vor candida sau știu eu ce vor mai face, susținerea unor partide politice. Întotdeauna am avut ocazia de a primi ca exemplu două personaje foarte cunoscute din Vechiul Testament. Este vorba de Iosif, care era dregător, a spune, primul ministru în Egipt, și bineînțeles e vorba de faimosul Daniel, profetul Daniel, care la fel ocupa o funcție foarte importantă în Babilon. Sunt două exemple foarte cunoscute și sunt citate de foarte multe ori. Cum vedeți dumneavoastră, plecând de la contextul despre care spunea dumneavoastră, că diferă. În momentul în care ne uităm la ei, îi vedem adevărate modele și zicem, dacă ei au putut și noi am putea să facem astăzi. Dar cred că condițiile sunt diferite, exact. Așa că vreau să auzim și părerea dumneavoastră. Și Iosif și Daniel sunt modele excepționale, de asta le și avem în Scriptură, modele excepționale de viețuire, de încredere în Dumnezeu, de credință. Și da, pe de o parte de... să spunem, de coabitare cu viața publică, în care se vede clar că Dumnezeu nu este împotriva faptului ca oamenii săi să aducă un aport la binele societății, chiar în viața politică. Erau două contexte idolatre. Da, exact. Acum însă, ceea ce trebuie să subliniem este că, pe de o parte, contextul lor e diferit de cel al nostru sau de al nostru. Ei făceau parte dintr-o monarhie păgână și ca reprezentanți ai poporului evreu și al lui Dumnezeu, ai legii lui Dumnezeu, aveau datoria morală să fie sare în societatea respectivă și de la nivelul acela lor să influențeze lucrurile și oamenii pentru a-și întoarce fața către Dumnezeu, iar în societatea de astăzi, democratică, o societate care se bazează pe statul de drept, pe Constituție, pe valorile acestea pluraliste, democratice, lucrurile stau într-altfel. Și mă bucur că ați adus în discuție lucrul acesta, pentru că vreau să mai subliniez un aspect. Am văzut foarte multă derută, foarte multă confuzie și în România și în plan internațional cu privire la un candidat sau altul, și părerile creștinilor, și îmi pare rău să spun uneori, chiar comunitățile creștine au fost divizate pe seama asta, ca și cum un anumit candidat este candidatul creștin prin excelență și el reprezintă șansa acelui popor sau acelei națiuni de a fi creștină. Vorbesc în nume propriu acum, dar informat de Scriptură, cred, nu există stat creștin și nu există candidat creștin. Și vreau să mă explic. Ideea aceasta că statul este creștin e una falsă. Statul este stat. Da? Oamenii pot fi creștini, o națiune poate subscrie cu totul sau doar cultural principiilor sau viziunii creștine. Uite, România, de exemplu, este o țară influențată cultural de creștinism. Nimeni nu poate nega asta. Nu suntem o țară islamică sau o țară, da? Dar ideea că România este creștină, așa cum spunem că ar fi, de exemplu, o biserică, nu? Exact ca o biserică, România este un popor de creștini. Nu putem spune lucrul acesta și să rămânem în limitele Scripturii. La fel cu candidatul. Ce e acela un candidat creștin? Candidatul creștin prin excelență este Iisus Hristos și atât. Orice alt om este un om, un candidat politic care poate să fie mai mult sau mai predat lui Hristos, își poate trăi mai intens sau mai puțin dedicat viața de credință, și aici iarăși sunt o mulțime de nuanțe. Ai creștini buni, în sensul că ei practică creștinismul, dar sunt incompetenți din punct de vedere politic. A trimite în politică un bun creștin din punct de vedere religios, dar incapabil, incompetent politic, e o compromitere. După cum poți să ai
oameni foarte competenți politic, versați în politică, care pot să obțină rezultatele pe care le dorești, dar să nu fie la fel de bun creștin și modul lor de a-și trăi viața, de a vorbi, de a gândi, de a se raporta chiar la adversarii politici, să compromită imaginea creștină. Deci aici trebuie să fim foarte grijulii. Nu cumva să credem că un stat sau o țară e tot una cu Israelul teocratic din Vechiul Testament, să credem că politica este mijlocul prin care noi vom slobozi împărăția lui Dumnezeu printre oameni și că un anumit candidat reprezintă singura șansă ca împărăția lui Dumnezeu să aibă succes, altfel totul se destramă, totul se dărâmă și vine Armagedonul. Asta ne permite să fim urmașii lui Hristos în orice împrejurare. Vor fi candidați, vor fi partide, vor fi contexte ale vieții politice favorabile creștinilor. Acolo creștinii trebuie să fie foarte prudenți. Mai prudenți, chiar în opinia mea, decât în alte contexte. De ce? Potrivnicelor. De ce? Pentru că ei trebuie să militeze nu pentru o formă de guvernământ, o formă politică care să le fie doar lor favorabilă, ci să fie echidistantă și să administreze principiile statului de drept, a domniei legii, față de toți oamenii, nu doar față de ei. Și în al doilea rând, să nu se lase seduși de acest miraj al puterii. Să nu se îmbete de puterea aceasta politică pe care și anumiți părinți ai bisericii și unii gânditori mai aproape de noi, John Howard, Yoder și alții, o numeau robia babilonică. Să credem că dacă noi ca biserică devenim stat și avem pârghiile politice, am izbutit. Acolo trebuie să fim foarte prudenți. Și da, ca și creștini, trebuie să spunem adevărul lui Dumnezeu, să vestim Evanghelia lui Dumnezeu în fața puterii, a stăpânirii, fie că ea este creștină sau favorabilă creștinilor, fie că ea este atee și potrivnică creștinilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta, ați concluzionat foarte bine. Să fim atenți la context întotdeauna și de asemenea deciziile noastre trebuie să fie sub inspirația Duhului Sfânt. Și pe de altă parte, e clar că nu putem fi neutri. Ca să apăr punctul acesta de vedere pe care îl reprezint aici la emisiune, fie că alegem să ne implicăm activ, fie că nu, fie că alegem să votăm, fie că nu, nu putem evita să fim politici. Într-un sens sau altul, suntem politici și facem politică. Aceasta era concluzia la care am ajuns. Vrem, nu vrem, facem politică, așa că dacă tot facem, haideți să o facem pe cea care este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Fără excese, fără extreme și întotdeauna în dragoste. Și ținând cont că oricine este rege sau președinte, Iisus Hristos rămâne rege. Vă mulțumim, stimați prieteni, că ați fost și în seara aceasta alături de noi. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, vă spunem la revedere!